Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, veseli sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, mai, Pluta Fugară. Era o zi însorită de mai, iar Wendel, băiatul Rădașcă și albinuța Baltazar stăteau liniștiți pe malul râului. Wendel a început să construiască o mică plută din crengile pe care le-a găsit pe malul apei. A legat crengile între ele cu fire lungi de iarbă și a pus și o velă făcută dintr-o frunză. Privește, e gata! A spus el în timp ce i-o arăta cu mândrie lui Baltazar. Să o punem pe apă! Să vedem cum navighează, a propus băiatul albinuță. Hai să o urmărim, a spus entuziasmat Baltazar. Au început să urmărească pluta. Erau nerăbdători să vadă cât de departe va merge. Brusc, cerul s-a întunecat. Băieții nu știau ce să facă. Vai de mine, unde ne aflăm? A întrebat Baltazar. Nu știu. Se pare că ne-am rătăcit și suntem departe de pădure, a declarat Wendel. Hai să ne întoarcem înainte să înceapă să plouă, a spus albinuța cu îngrijorare. Bine, dar așteaptă, o să iau pluta, a spus Wendel, dar mica plută dispăruse. Las-o, poți să construiești altă plută. Făcuseră doar câțiva pași când se dezlănțui furtuna. Cum vom mai ajunge acasă acum? Baltazar a intrat în panică. Apucă-mă de picioare și o să vă duc pe amândoi acasă în zbor, a spus o voce de sus. Băieții au privit în sus și l-au văzut pe canarul Kelemen. L-au apucat ferm de picioare. Se întorceau în viteză acasă, dar o rafală bruscă de vânt l-a răsturnat pe Kelemen în zbor. Wendel și Baltazar au căzut amândoi, dar din fericire au aterizat pe un covor moale de mușchi. Să ne adăpostim în scorbura aia, a spus Wendel arătând spre un copac. Au așteptat și au așteptat să treacă furtuna, dar încet, încet au adormit. Și au dormit acolo până când au fost treziți de păianjen. Treziți-vă! Ce s-a întâmplat cu voi? Vă simțiți bine? A întrebat păianjenul îngrijorat. Haideți! Furtuna s-a terminat și ploaia aproape că s-a oprit. Urcați-vă în spatele meu și vom merge în peștera mea. Apoi vă voi duce cu plăcere acasă. Mulțumesc! Au spus băieții obosiți și s-au urcat pe spatele păianjenului. Între timp a ieșit soarele și un curcubeu minunat a apărut pe cer. În curând au ajuns la peșteră. Păianjenul le-a dat prosoape uscate și o gustare cu biscuiți, napolitane și ceai fierbinte. Mai târziu, după ce s-au hrănit și s-au odihnit, au pornit din nou spre casă. Păianjenul i-a cărat pe amândoi înapoi, iar ei i-au mulțumit pentru ajutor. În dimineața următoare, canarul Kelemen a bătut la fereastra lui Wendel. Bună dimineața! Am vrut doar să verific dacă sunteți bine amândoi, a ciripit păsăroiul. Și noi am fost foarte îngrijorați pentru tine. Noi suntem teferi. A început ca o zi plictisitoare, dar apoi a devenit un pic prea aventuroasă, a chicotit băiatul Rădașcă. Baltazar și Wendel s-au întors a doua zi pe malul râului. Ar trebui să construim o plută? Wendel și-a întrebat amicul râzând. Da, dar să nu o urmărim. Dacă plutește până departe, asta e, a spus Baltazar.